În urma unor misiuni desfășurate în cadrul planului de acțiune contrabanda 2017, polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au confiscat 21.250 de pachete cu țigări de proveniență ucrainană, a căror valoare se ridică la suma de 250.000 de lei. În unul din cazuri, polițiștii de frontieră au urmărit peste 2 km un autoturism, al cărui șofer nu a vrut să oprească la control, și în alt caz au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare, fiind trase mai multe focuri de armă în plan vertical pentru reținerea contrabandiștilor care nu s-au supus somaților. Perspectiva unui loc de muncă sigur, dar și salariile mari de la stat au atras absolvenții de bacalaureat spre profesii precum cea de jandarm, ofițer de penitenciare sau medic. Doar facultățile cu profil IT, care livrează absolvenți pentru mediul privat, au o concurență care se apropie de cea din facultățile care formează viitor bugetari, scrie Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Cea mai mare concurență din cadrul Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București anul acesta a fost la Facultatea de Jandarmi, unde pentru cele 44 de locuri bugetate la cursurile de zi s-au înscris 371 de candidați, generând o concurență de 8,43 candidați pe loc.